Salutare prieteni și bine v-am găsit pe canalul meu. După cum vedeți, am aici în față niște tratamente preventive pentru porumbei, niște vitamine. Urmează să vă spun în următoarele minute cum le folosesc, pentru ce le administrez. Așa că fiți pe fază, pentru că este un tratament destul de bun preventiv la porumbei. Însă totodată este destul de, să zic, costisitor, deci nu este un tratament foarte ieftin. Sunt și altele mai ieftine, dar eu pe acesta consider că este eficient. L-am luat și eu de la alți crescători, bineînțeles. Și sper că anul acesta nu o să mai am probleme deloc cu porumbeii. Deci primul tratament este preventiv pentru tricomonoză. Ce folosesc la acesta? Deci avem Entroguard M pulbere, unde fac un amestec. Deci tot ce vă spun acum este în același amestec. 2 grame pe kilogramul de mâncare folosesc. Deci am o măsurătoare de 5 grame care este gradată, are 5 grame capacitate maximă. Deci 2 grame din Enteroguard. Am Rometronidazol, tot 2 grame pe kilogram. Deci tot cu aceeași măsurătoare. Și aici Entrobac, 5 grame pe kilogram, tot în mâncare. Deci toate astea amestecate, ce v-am spus până acum, la 1 kg 200 de mâncare, 1,2 kg de mâncare, aproximativ. Deci, mă repet, 5 grame de aici, 2 de aici și 2 de aici. Toate astea le amestecăm cu într-un kilogram, cu 1,2 kg de mâncare, cu chefir, le las aproximativ 20 de minute, să se usuce și apoi le dau la porumbei. În schimb, bineînțeles, dacă eu am undeva la 30-35 de porumbei, dacă aveți mai mulți, înmulțiți cu câte kilograme de mâncare le dați. Dacă le dați 2, o să puneți dublu și așa mai departe. Pe lângă asta, am aici Promotor, niște vitamine foarte bune, 1 ml pe litru de apă. Deci pe lângă tratamentul pe care îl băgați în mâncare, le dați în Promotor 1 ml pe litru de apă. Eu, de exemplu, consum cam 1 litru de apă pe zi, maxim acum iarna cu ei, vara mai mult, așa că o să pun zilnic câte 1 litru de apă, deși recipientul este de 7 litri, nu o să-l umplu pentru că se consumă foarte greu și după câteva ore nu-și mai face efectul, așa că nu are rost. Și vreau să vă mai dau un sfat pe lângă... Deci în această perioadă a tratamentelor, să scoateți zgritul de la porumbei, pentru că dacă le puneți zgrit, aceste sfaturi le-am primit și eu la rândul meu de la alți crescători, nu-și fac efectul. Deci în perioada în care le administrăm acest tratament, scoatem zgritul. Asta să fie un lucru foarte important. Iar pe lângă tratamentele respective, deci pe lângă primul tratament care este împotriva tricomonozii, imediat vi-l arăt și pe cel împotriva salmonelozei. Deci, amestecat cu prafurile acestea, am luat aici, este nou pe piață, rom de fort, ceva de genul. Este asemănător drojdiei de bere, însă mi s-a zis că e ceva mai bun, deci s-a scos mai nou pe piață. Și le pun tot 5 grame la 1 kg de mâncare. Deci amestecat cu aceste pulbere, deci undeva la 5 grame, 10 grame, 14 grame de pulbere este cu totul. Deci este în total. Asta este, conține foarte multe vitamine, după cum puteți vedea. Trecem la următorul tratament. Deci după ce l-ați făcut 8 zile cu ce v-am spus până acum, timp de 8 zile, trecem la următorul tratament pentru salmonelă. Și avem enroflaxicină. Deci nu este chiar enroflaxicină, este ceva mai puternic, un pic. Conține, din câte știu, 50 sau 60% enroflaxicină și mai are niște antibiotice foarte bune pentru respirator. Deci mi l-a recomandat medicul veterinar, pentru că eu am adus o enroflaxicină și mi-a zis că este mult mai bun. Bineînțeles că a fost și mai scump, cred că cu 5-6 lei mai scump, din câte mi-aduc aminte. Așa, deci din ăsta punem 2 ml pe litru de apă. Pentru salmonelă, asta se pune în apă. Avem aici plicuri de parastop. În fiecare plic se află 5 grame de pulbere. Deci exact 5 grame. Deci o să punem un plic pe zi.
Am aici, cred că exact cât îmi trebuie, 8 plicuri. Deci 5, un plic de acesta. Și din nou EntroBag, dar de data aceasta îl puneți în apă. Deci așa am primit rețeta, așa o dau și-o mai departe. Pentru că EntroBag-ul merge pus și în apă și în mâncare. Și tot aceeași cantitate, 5 grame de EntroBag cu la 1 litru de apă. Înainte v-am zis la 1 kg de mâncare. Acum îl punem la 1 litru de apă. Deci după ce ați făcut așa asta în paralel, acest tratament, deci v-am zis enrofloxacină cu parastop în mâncare și cu EntroBag în apă, tot de timp de 8 zile. Deci după ce ați terminat această cură, o să le dați niște, eu le dau vitamine timp de 7 zile, aceste vitamine de la Gervit. Sincer, este o firmă foarte bună, nemțească, după cum vedeți, însă este destul de scumpă. Eu am dat pe un litru 155 de lei. Deci nu este chiar foarte convenabilă, dar adică să fie la îndemână, foarte, cum să zic, pe acest promotor, bine că și promotorul este destul de scump, un litru e undeva la 100 de lei, dar eu am luat aici 100 de mililitri pentru că nu-mi trebuie mai mult. Și aceasta pot să o folosesc un an, chiar și un an și jumătate. Deci dacă o țin la frigider nu are absolut nimic, doar să o închid foarte bine. Și aici, sincer, nu m-am uitat pe prospect, dar din câte am înțeles, mi se pare că 1 ml sau 2 ml pe litru de apă o să trească să pun. Deci este un complex din asta de multivitamine. Foarte mulți crescători care zboară porumbei folosesc așa ceva, însă eu nu-i zbor, mai mult pentru penaj. Fac chestia asta și totodată să fie cât mai sănătoși. Și ăsta îl folosesc cam de 2-3 ori pe an. Deci le fac acum o cură de 7 zile între cele două tratamente. Apoi o să le mai dau cam peste 2 luni, tot la fel 7 zile și le mai dau în toamnă. Cred că tot la fel o să repet aceste tratamente înainte să iernesc cu ei și o să le dau între pauze acele vitamine. Deci este un complex de vitamine foarte bun pe toată perioada anului. Dacă o să mai întreb pe cineva, pentru că mă gândeam să le dau chiar mai multe cure, să le dau în fiecare lună, aproximativ, deci în fiecare lună să le fac o cură din asta de câteva zile, însă nu știu să nu le cauzeze, să nu aibă probleme, așa că mai bine o să întreb pe cineva. Deci nu o să vă recomand să le dați foarte des în cazul în care vreți să cumpărați, deci cel mai bine le dați acum când faceți tratamentele respective, le mai dați încă o dată peste 3-4 luni și încă o dată în toamnă. Și după aceste tratamente, deci după ce fac 7 zile vitamine cu vitaminizare cu Gervit, urmează să le pun vaccin viu în apă la sota, pentru că așa se pune în apă, pentru a-și atinge căile respiratorii, ciocul. Și după 10 zile de la vaccinul la sota, le fac vaccinul propriu-zis Colombo-Polivacu, care este pentru paramix sau, mă rog, mai multe boli. Și cam asta este tot tratamentul. Probabil m-am lungit destul de mult, vi se pare ceva foarte greu, însă nu este. Doar că trebuie să băgați ceva bani. Asta dacă vreți să faceți exact ca mine. Puteți să faceți și alte tratamente, deci nu trebuie neapărat la fel de costisitoare, însă anul trecut eu am avut câteva pierderi la porumbei și, bine, nici nu știam atât de multe despre ei și așa că m-am decis să bag un pic mai mult bani la început în ei, dar măcar să nu mai am mortalități. Deci, ca să vă explic mai pe scurt cam cât am dat eu pe ce vedeți aici în față, pentru că vreau să fiu destul de sincer cu voi, să vă spun exact, n-am de ce să vă mint. Deci ăsta că încă mai e prețul pe el, vedeți, este 16 lei. Acesta este 100 de lei. Dar și la fel și ăsta îmi ține un an și un pic, pentru că dacă îl închizi bine, aici sunt pulbere. Dacă închizi bine, nu expiră, deci nu are niciun fel de problemă. Pe Perometronidazol, sincer, nu mai rețin, undeva în jur de 10-15 lei, cred. Enteroguardul, tot la fel, 10 lei, aproximativ. Deci nu mai rețin exact, pentru că le-am luat cam de o săptămână aproximativ. Astea le-am luat astăzi cu promotorul, însă restul l-am luat de o săptămână. Așa, parastopul, un pliculeț, este 7,50 lei. 7,50 lei, 8 lei, depinde de farmacie. Pe asta am dat undeva la 14 lei. Pe promotor, 18 lei. Iar cel mai scump produs, bineînțeles, Gervitul, v-am zis și mai devreme, 155 de lei. Deci cam astea sunt tratamentele. În total am făcut un calcul așa aproximativ acum în minte.
Deci în jur de 300 de lei, 300 și un pic, am dat pe toate tratamentele astea fără vaccinuri. Bine, vaccinurile nu sunt foarte scumpe, cred că undeva la 60 de lei ambele vaccinuri, pentru toți, că v-am zis că le pun și la sota și apoi după 10 zile columbă polivacul. Deci cam astea sunt, să zic așa, investiția în această perioadă pentru porumbei. Bineînțeles că astea o să se mai repete, deci ce o să cumpăr din nou la toamnă o să fie astea două, pentru că bineînțeles că o să, ce o să rămână o să aruncă, nu o să mai țină până la iarnă, la toamnă. Asta nu o să mai rămână. În schimb, nu știu, promotorul și asta, dacă o să le bag la frigider, o să țină foarte bine, așa că și plicurile o să le consum, deci nu o să mai rămână nimic. Deci la iarnă o să cheltuiala o să fie mult mai mică, undeva la 40-50 de lei, doar astea 3 și cu plicurile de parastop, pentru că acestea vor rămâne, v-am zis, un an și un pic. Deci este o investiție pe termen mai lung, nu este doar o singură dată. Acum o să vă arăt cum prepar. Cum arată hrana după ce pun acest tratament, aceste entrogoarduri, cum v-am explicat mai devreme, cu rometronidazolul și așa mai departe, le amestec cu chefir, le las un pic la uscat, 10-15-20 de minute maxim, se omogenizează, se lipește bine de cereală și apoi o să o administrez porumbeilor. Ia uitați, le-am amestecat. Deci eu le dau 500 de grame seara, 500 de grame, jumătate de kilogram dimineața, deci un kilogram pe zi. Le-am pus și în apă la un litru și jumătate, cam atât consumă ei zilnic, un litru și jumătate. Și o să rămână apă pentru mâine, o să o arunc, pentru că tratamentul nu-și face efectul dacă au trecut peste 10 ore sau ceva de genul, din câte am înțeles. După cum vedeți, am mai mulți porumbei acum în volieră, pentru că am mai primit cadou de la un cunoscut crescător de voiajori colorați, deci care se pricepe la genetică, de la domnul Radu Adrian, și vreau să-i mulțumesc pe această cale. Am primit câțiva colorați, un palmond, mai mulți, dar sunt băgați pe acolo prin boxe. O să vi-i arăt eu în altă zi pe toți. Deci, cam asta este cu porumbei, cu tratamentele. Eu vi le recomand cu mare încredere, mai mult ca sigur o să dea roade. Și anul acesta o să am niște porumbei mult mai sănătoși decât cei de anul trecut. Bineînțeles că de anul trecut, cred că în volieră mai am maxim 5 porumbei ce am avut anul trecut. Pentru că am donat foarte mulți voiajori de culori normale, cum ar fi acesta pe gut, însă nu i-am dat pe toți pentru că am și eu nevoie la colorat și de culori normale. Dar având foarte mulți, am donat undeva la 10-15 porumbei. Am mai și vândut din ei. Uitați, acest galben recesiv, tot de la domnul Radulam. O să-l bag la pereche cu această andaluză. Acum e împerecheată cu roșu recesiv. Pentru cei interesați, m-am gândit destul de bine, deci o să dau rostovii, o să-i vând. Așa că dacă sunt doritori, mă pot contacta pe Instagram, pe Facebook. Imediat vă arăt și puișorul, să vedeți că s-a făcut de mare. Ia uitați că s-a făcut puișorul de voiajor. Deci tatăl este voiajor pe culoare cu almond, mama pe cachi. Sunt curios ce culoare va ieși el. Sincer, cred că are undeva la 10 zile, 10-12 zile dacă nu greșesc. Nu mai știu exact, că nu mi-am notat niciunde când a fost scos. Are gușa plină, este singur la părinți, îl hrănesc foarte bine și va dezvolta cum trebuie. După cum vedeți, mi-am luat și o nouă hrănitoare. Din câte am înțeles, la alți crescători este mult mai practică, deoarece din cealaltă îmi risipeau foarte multă mâncare. Din asta, după cum văd, nu-mi mai aruncă mâncare. Bine, probabil o să mai sară puțin, dar pierderi foarte, foarte mici. Ia uitați, deci acum am în volieră undeva la 40 și ceva de porumbei. În schimb, câțiva porumbei o să plece la altcineva.
Pentru că ieri când am luat porumbei de la domnul Radu Adrian, mi-a mai dat porumbei și pentru o altă persoană. Așa că nu o să rămână toți la mine. Deci o să se mai împuținească din ei, plus că dau și rostovii. Mai am eu ceva pere puse la vânzare, așa că nu o să rămână mulți. Sper că o să vă fie de folos rețeta pe care vi-am dat-o legat de tratament. Cam atât pe astăzi cu porumbei. Înainte de asta nu uitați să dați acolo un like, un subscribe pentru că mă ajută foarte mult, să vă activați și clopoțelul pentru a primi notificări când postez. Așa că ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!